Salut! Dacă oprești pe stradă 100 de români și le pui întrebarea cine a fost Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu sau Henri Coandă, toți vor ști răspunsul. Este și normal. Îi studiem la școală, îi citim în cărți, nu avem cum să nu-i știm. Dar eu nu sunt aici să vă vorbesc despre ei. Eu sunt aici să vă vorbesc despre români celebri. Celebri de necunoscuți. Persoane care ar fi putut fi la fel de populare, doar că nu au reușit să prindă trenul către celebritate. Cu toți ați auzit de Peneș Curcanu, nu? Fie că ați auzit de el din poezia lui Vasile Alexandrie, fie din reclamele care promovează carnea de curcan, cert este că numele lui sună cunoscut. Dar câți dintre voi știați că Peneș chiar a existat și că era de fapt un sergent în armata română, pe vremea când soldații români făceau ravagii pe câmpurile de luptă de la Plevna și Grivița în timpul războiului de independență? Probabil că mulți dintre voi știați asta deja. Dar pentru cei puțini care nu știau de acest lucru, nu-i nimic, pentru că exact despre acest subiect vom discuta în acest episod, în care vom afla cum a primit acest erou de război porecla cel puțin interesantă de Peneș Curcanul. Bun, acum că am făcut bine meritată introducere, să începem. Peneș Curcanul s-a născut în Vaslui, încetează cu prejudecățile, pe data de 1 martie 1854, cu numele de Constantin Țurcanu. Era singurul copil al lui Gheorghe și al Mariei Țurcanu și a copilărit într-o mahala de la marginea orașului. Pentru că își dorea un viitor mai bun pentru fiul lor, aceștia l-au trimis pe Costache, așa cum era alintat de părinți, la Huș, pentru a face școala primară, începând cu vârsta de 7 ani. Devine astfel printre puținii copii din mahala care știau să scrie și să citească, un fel de supererou local. Copilăria și-o petrecuse între Vaslui și Huș, iar la vârsta de 21 de ani, Constantin se gândește că cea mai bună variantă pentru a face ceva cu viața lui este să se înroleze în armată, ceea ce și face pe data de 15 mai 1875. Unele surse spun că s-ar fi înrolat în regimentul 13 Dorobanți din Iași, iar altele spun de regimentul 25 Dorobanți Racova din Vaslui. Tind să merg pe varianta cu Vaslui. Chiar și așa, indiferent de variantă, înregimentarea avea să dovedească a fi o decizie bună, pentru că la distanță de 2 ani după înrolare începe războiul de independență, cel care avea să-l facă celebru. Constantin intră în război cu gradul de caporal, dar faptele lui de vitejie și curajul de care dă dovadă în timpul bătăliilor purtate de armata română în Bulgaria aveau să-i aducă, spre sfârșitul războiului, gradul de sergent. Practic, omul ăsta avea să-și dedice toată viața pentru cariera de militar și participă la numai puțin de 4 campanii militare de-a lungul timpului. Avem războiul de independență din perioada 1877-1878, unde este decorat de regele Carol I cu virtutea militară și steaua României în grad de cavaler. Al doilea război balcanic din 1913, când, la vârsta de numai 59 de ani, se prezintă ca voluntar ca să participe la război, el fiind trecut în rezervă după războiul de independență. Aceea schemă o face și în 1916, când la vârsta de numai 62 de ani se prezintă tot ca voluntar pentru a participa la primul război mondial, unde avea să lupte pe frontul de la Oituz. Și nu în ultimul rând, la vârsta de numai 65 de ani, participă cu gradul de plutonier major la campania de pe Tisa a armatei din anul 1919. Probabil, dacă trăia un pic mai mult, prindea și al doilea război mondial. Avea toate șansele pentru că după primul război mondial este păstrat între cadrele active pe viață ale armatei, procedeu aplicat doar generalilor până în acel moment. Ce să mai, Constantin Țurcanu a fost probabil cel mai loial soldat pe care l-a avut armata română vreodată. Asta dacă excludem bombardierii de astăzi. Dar totuși, cum a ajuns să fie el cunoscut cu porecla de Peneș Curcanu? Sunt două variante mari și late, fiecare dintre ele având versiunea ei asupra întâmplărilor petrecute. Varianta 1 spune că Vasile Alexandrii s-ar fi întâlnit cu Constantin într-un spital militar din turnul Măgurele, unde Țurcanu ar fi ajuns din cauza unor răni pe care și le însușise într-una din bătăliile purtate în război. Acolo ar fi avut loc singura lor conversație, Alexandrii interesându-se de soarta bravului Dorobanț și cum a ajuns el de pe front în spital. Constantin povestește întâmplările petrecute în bătăliile de la Grivița, Plevna, Rahova sau Smârdan. Prezența poetului într-un spital militar nu era ceva ieșit din comun în acea perioadă, pentru că era bine cunoscut faptul că acesta făcea destule vizite pentru a încuraja soldații răniți pe front. Ba chiar le dona și câteva cărți ca să aibă și băieții ce citi, în timp ce zăceau în pat și mureau de durere.
Revenind, după întâlnirea celor doi din turnul Măgurele, Constantin se vindecă de răni. Probabil că l-au ajutat mult și cărțile pe care le-a primit de la Alexandrie. Și se externează din spital, urmând să conducă detașamentul de paradă al brigăzii din care îi făcea parte. Iași sau Vaslui, nu contează. Într-o defilare la București care avea scopul de a sărbători victoria din război. La acea paradă, Alexandrie avea să le remarce din nou pe Constantin, de data asta fiind atras de uniforma specifică dorobanților purtată de el și de colegii lui. Și pentru că dorobanții erau alintați de către popor cu titulatura de curcani, datorită penelor purtate de aceștia la chipiul aferent uniformei de paradă, o sclipire de geniu îi străbate mintea lui Alexandrie și apare poezia omageală numită Peneș Curcanul. Asta ar fi prima variantă. Cea de-a doua variantă spune o poveste cu totul diferită și este bazată pe relatările din cărțile poștale scrise de însuși Curcanul în anul 1925. Conform relatărilor personale ale lui Țurcanu, cei doi nu s-ar fi întâlnit niciodată în spitalul din turnul Măgurele și după ce este externat, Constantin este trimis în București împreună cu regimentul lui care însoțea un grup de prizonieri turci. Plimbându-se într-una din zile pe străzile capitalei, în uniforma de curcan, este abordat de Vasile Alexandrie, care îl întreabă de unde e, cum se numește, ce grad are și dacă a fost rănit. După acest scurt mini-interviu, poetul își vede mai departe de drum, la fel și curcanul, care nu prea înțelesese ce se întâmplase. Până în momentul în care a ajuns acasă în Vaslui, serios, încă mai râs de asta, află de la vecini de poezia dedicată lui și colegilor săi de regiment. Era deja faimos. Serios vorbesc, să apare atunci într-o poezie scrisă de Vasile Alexandrie este echivalentul cu a participa astăzi la Puterea Dragostei sau Insula Iubirii. Indiferent care variantă este adevărată sau poate că nu era niciuna, cert este că Peneș își merita celebritatea dobândită doar pentru simplul fapt că și-a riscat viața pentru a participa la independența țării. Poezia lui Vasile Alexandrie surprinde nu doar eroismul și momentele de vitejie ale soldaților români, dar și rolul central pe care l-a avut Peneș Curcanul în a-și conduce camarazii în bătălie. Și cum toate au un final, Peneș Curcanul moare pe data de 15 noiembrie 1932 la venerabila vârstă de 78 de ani și este îngropat în cimitirul Eternitatea din Vaslui. Legenda spune că la înmormântare, în momentul în care sicriul urma să fie ridicat, s-a auzit comanda, cei nouă din Vaslui și cu sergentul 10, ridicați! Referire la versurile de început ale poeziei. Ca un ultim omagiu adus acestuia, 2 ani mai târziu, în 1934, este ridicat un mausoleu din marmură, piatră și bronz, în același loc unde fusese înmormântat. Mausoleul poate fi vizitat și astăzi, dacă aveți vreodată drum prin Vaslui. Cât despre numele de Peneș Curcanul, acesta avea să dăinuie de-a lungul timpului datorită poeziei cu același nume al lui Vasile Alexandrie din volumul Ostașii noștri, care se studiază și astăzi în clasele primare sau generale. Să fiu sincer, nu mai știu sigur, a trecut ceva timp de atunci. Acestea fiind zise, se încheie și episodul nostru de astăzi. Următorul apare peste fix 2 săptămâni. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să fiți printre primii care văd următorul român celebru de necunoscut, nu uitați să dați pe subscribe, like și comment. În același timp, dacă vreți să ne cunoașteți mai bine, în descriere găsiți toate linkurile de pe paginile de Facebook și Instagram ale celor care fac posibil acest material. Și nu în ultimul rând, mulțumiri speciale gazdei noastre de astăzi. Dacă vreți să savurați o cafea delicioasă într-un local super fain cu oameni super primitori, Fica Iași este locul potrivit. Eu am fost Matei de la Travel with Matei și v-am țucat.